Este vorba despre un program, deci un program care conține mai multe proiecte, se numește Fereastră spre viitor și este gândit și conceput de noi pentru a crește eficiența învățământului câmpinean. Și prin asta ne gândim să organizăm aceste proiecte și în timpul verii și în timpul anului școlar, pentru timp de 7 ani, deci în perioada 2018-2025. Și câteva din aceste proiecte, o să avem acum în vară două școli de vară, două module, școală de vară pe dezvoltare personală, tot ce înseamnă elemente de dezvoltare personală, socială și profesională. Iar o să avem o școală pentru părinți, sper că o să avem, eu știu, participanți. Și după aceea, în timpul școlii, o să avem ședință de consiliere individuală și în grup, consiliere vocațională, tocmai pentru ca elevii să poată să-și aleagă și liceul, deci pentru școli gimnaziale din liceu, și facultatea, în funcție de nevoilor, de aptitudinile lor și nu așa după ureche, să zic. Sau una, cine știe, cine îi sfătuiește. Să avem și alte proiecte, cursuri, electronică, robotică, cursuri de antreprenoriat. Deci, practic, mereu o să vin cu ceva nou, tocmai pentru a ajuta elevii din școlile gimnaziale și din licee ca să dezvolte personal, social și profesional. Spuneți-ne despre școala de vară. Ce vor învăța elevii? În timpul acestei școli de vară, care se va desfășura pe două module diferite, una pe 3 zile, după 7 zile, în funcție de fiecare, pentru că va fi o școală, nu e nicio, nu avem nicio finanțare, va trebui să achite tarif, dar sperăm că cât de mări. Vrem să desfășurăm la Valea Doftanei și în aceste 3 sau 7 zile o să învețe tot ce înseamnă elemente despre credere în sine, stimă de sine, comunicare eficientă, lucru în echipă, leadership și antreprenoriat. Deci tot acest program își propune să învețe pe elevi ce? Vreau să învețe pe elevi să, deci, practic, să se cunoască mai bine pe ei înșiși, să vadă pentru ce sunt buni, pentru că din discuțiile cu voluntarii și elevii în toate liceele și școlile în Câmpina, am observat că foarte mulți sunt dezorientați și, eu știu, optează pentru un liceu sau pentru facultate totul altfel decât ce simt ei că ar fi bine pentru ei. Și, practic, eu zic că se poate elimina niște timp pierduți, că sunt destui care, eu știu, fac o facultate și după aia, eu știu, mai fac alta că nu i-au făcut prima sau lucruri de genul ăsta. Cum se pot înscrie elevii la Se poate scrie pe pagina de Facebook sau telefonic, adică eventul deja e creat, o să creăm și o pagină pentru acest program.